Dacă România astăzi este un stat membru al Uniunii Europene, un stat membru NATO, este o țară sigură care generează securitate și stabilitate și este respectată de partenerii noștri internaționali, îi se datorează și în George Mare. Este un mare lucru pentru mine să mă împăr dintre pierduse. Împăr de fericire. Parteneriat să fie unul dintre cele mai semnificative
regiune din Europa și de ce nu poate cel mai important din această regiune, având în vedere complexitatea problemelor cu care ne confruntăm la zona estică noastră. Vă mulțumesc tuturor, prieteni, colegi, care în cursul anilor au sprijinit diversele poziții pe care le-am avut și cu care am putut să realizăm, cred eu, transformări utile pentru ceea ce reprezintă astăzi statul român în relațiile internaționale contemporane și în ceea ce privește, bineînțeles, revoluția sa internă, care a marcat progrese semnificative în acești 95 ani. Vă mulțumesc, sunt foarte emoționat și iar îmi permit să spun că revin aici cu plăcere în această instituție după foarte mulți ani, în care se luau decizii grele, în 2004-2005, participarea României la acele operațiuni despre care ați văzut, de parte de granițele țării, nu a fost ușor pentru mine, dar am găsit întotdeauna aici, un colectiv solidar de oameni patrioți și oameni cu gândire strategice. Iată că beneficiile acestor sacrificii se văd în condiția de astăzi a României, în ceea ce privește securitatea sa, credibilitatea sa și evoluția sa socială și economică. Vă mulțumesc foarte mult!